Degeaba mai vorbim copilului despre emoții dacă nu îl lăsăm să trăiască emoțiile. E ca și cum eu ți-aș povesti ție ce gust a avut portocala pe care am mâncat-o dimineață. Pot să fiu un povestitor foarte bun, pot să am foarte multe argumente, pot să am o schemă de explicare de la chimie, la biologie, da, și la fizică și tot n-ai să știi gustul portocalei. Da? Dar dacă ți-aș da o felie de portocală din portocala pe care am mâncat-o eu dimineața, o să vorbim aceeași limbă. Așa se întâmplă și cu emoțiile copiilor. Să fim cu emoțiile la vedere, să le explicăm copiilor că și eu sunt obosită, că și mie mi-este frică, că dacă căutăm acum pe moment foarte scurt să avem un moment bun, să ne bucurăm, să ne jucăm, să acceptăm că ne este frică, că suntem furioși și să nu mai fugim de aceste emoții negative, atunci copilul se va simți într-o zonă de confort și într-un mediu confortabil lui și securizat. Nu facem de cele mai multe ori asta, pentru că, cum spuneam, intrăm în aceste ruperi de rol. Da? Îmi pierd din autoritate sau îmi pierd din fermitate. Cred că dacă cedez în fața copilului și dacă îl mai las 5 minute la tabletă să se joace, cred că fac ceva greșit, dar uităm că așa cum tableta sau laptopul a fost un instrument necesar și mai pus să stau 3 ore la tabletă sau la laptop, de ce nu mai am voie încă 5 minute? Da? Este important să ne redefinim regulile. Împreună, dacă se poate.